Marius Ciumudică este cunoscut pentru desele ieșiri în decor și pentru caracterul coleric, acum însă este decis să schimbe placa. Criticat pentru gestul obscen din Partida cu Viitorul, când a intrat în polemică cu suporterii Constanței, Șumi a declarat pentru DigiSport că se va cuminți. De acum încolo, când intru și când ies de pe teren, voi ține mâinile în buzunare. Eu, dacă fac un gest obscen, eu mi-l asum. La meciul cu Viitorul țineam mâna în jos, normal, n-a fost niciun gest. Așadar, Vasluiul va avea un antrenor model. Tehnicianul galben-verzilor promite că va fi un exemplu pentru toată lumea.